Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu, sunt Nicoleta Pană. Iată mai întâi principalele titluri ale acestei ediții. Învățătorii și educatorii giurgiuveni obligați să meargă la facultate. Se majorează cuantumul amenzilor pentru șoferi. Un autoturism a explodat în localitatea Plopșoru. Peștele din Dunăre, preferatul pescarilor giurgiuveni. Meci de pregătire al handbalistelor de la Nova Force. Facturi din ce în ce mai mari la furnizarea energiei termice. Dacă pentru luna noiembrie facturile au fost cât de cât suportabile, valoarea acestora pentru decembrie se va dubla. Factura la căldură a devenit pentru mulți giurgiuveni o adevărată problemă. Există și în aceste zile cetățeni care nu au agent termic fie pentru neplată, fie din cauza defecțiunilor. Însă cei care au căldură sunt mulțumiți pentru că facturile pe luna noiembrie nu depășesc 250 de lei și sunt mult mai mici față de anul trecut. Aveți căldură? Da. Cât v-a venit factura la căldură? Factura pe noiembrie 1.450. Vă așteptați în decembrie să fie mult mai mare, presupun. Dacă nu știu cât a fost o diferență de o săptămână sau cam așa. Și acum, cât o... Dar oricum, față de iarna trecută, mai puțin. Da, avem că plătim stăm la zi. Cât v-a venit ultima factură? 2 milioane, numai căldură. Da. Cât v-a venit factura la căldură? Jur de 200 de lei. Facturile pentru apartamente se calculează în funcție de suprafața încălzită, numărul de persoane și numărul de calorifere. O garsonieră la decembrie ar trebui să aibă undeva la 3 sferturi de gigacalorie, un apartament cu două camere la 1 și un sfert, un apartament cu 3 camere peste una și jumătate, iar la 4 camere cam 2,2 gigacalorii. Populația, cea alimentată din rețeaua primară, este undeva la 200 și un pic, iar cealaltă 270 și un pic populația din rețeaua secundară. Mai mult despre acest subiect puteți urmări pe larg în ediția specială din această seară. Îngheață de frig lângă Tarabe pentru a-și cumpăra o pâine. Vorbim de pensionarii care vin zilnic în piața centrală cu ce au prin cămară, în speranța că vor câștiga un ban în plus. Precubeții își expun pe mese sau tarabe, în afară de legume și fructe, murături, ardei iute, dovleac și alte conserve făcute în casă pentru iarnă. Nănicu Piuliță din Slobozia se laudă cu vinul și țuica făcute chiar de el în gospodărie, dar și cu hranul și ardeiul iute din conserve. Poftiți, vă rog, avem vin de greacă, avem usturoi, avem de toate. Ce vindeți dumneavoastră aici? Vindem semânță de dovleac la 10 lei, vindem ridichii la un leu bucată, păstrănac, zarzavaturi proaspete, vin alb, vin roșu, tărâțe de ce grâu. Ce mai vindeți de acasă, din cămara dumneavoastră? Din cămara mea, tărâțe de grâu, vânt. În borcane ce aveți? Untură, ardei, ardei. Avem aici așa hrean. Cumpără lumea? Cumpără. Prețurile variază între 3 și 6 lei și oamenii spun că la sfârșitul zilei, din banii pe care îi fac, își cumpără cele necesare traiului de pe o zi pe alta. Tanti Viorica spune că nu are din ce trăi și de aceea preferă să vândă produse din cămara proprie pentru a supraviețui. Varză de grădină, fasulică, mălai, dovleac pentru plăcintă, porumb de floricele. Cumpără lumea? Da, cumpără. De ce ieșiți cu ele la vânzare? Că practic sunt de la dumneavoastră de acasă. Păi de la noi de acasă, dar ne mai trebuie și nouă bani ca să mai luăm altceva. Mai vindem de astea de alicase și luăm ce ne trebuie, ulei, pâine. Precupeții vin încă de la primele ore ale dimineții și își așteaptă clienții. Pensiile sunt mici și au nevoie de bani, spun ei. Păi nu putem. Dimineața la 6 suntem în picioare și trebuie să venim la piață. Că nu se poate, e exact ca un serviciu. Deci ceea ce facem toamna, ieșim ca să vină și noi. Iarna s-a supraviețuit, ca altceva. Ce să facem? Alte afaceri nu mai facem, că n-avem cum. Sunteți pensionar? Pensionar, da. Și nu vă descurcați cu pensia, să nu, n-ajunge. Pensia e foarte mică, 6 milioane. Și mai scoate și noi. Supraviețuim, exact ce am zis. Liniștea unei străduțe din localitatea Plopșoru a fost tulburată de o explozie. Doi copii care și-au propus să curețe autoturismul tatălui lor au folosit, printre altele, silicon și flacăra unei brichete.
Pe strada Caisului din Plopșorul, liniștea celor câțiva locuitori a fost astăzi în jurul prânzului tulburată de o explozie. Am auzit o bubuietură, dar eram în casă, n-am fost. Doi frați și-au propus să spele autoturismul aflat în grija celui mai mare, care dobândise de curând permis de conducere. Folosirea unei doze de silicon, simultan cu o brichetă, a condus la nefericitul eveniment. Venind de la serviciu, tatăl tinerilor abia ajunsese acasă după pățania fiilor. Când am venit acasă, n-am găsit pe nimeni. Soția era plecată cu lanii de spital. Cel mare era acasă. Am înțeles că a vrut să spele mașina, să curețe mașina. Să spele parbrizul pe aici, curățat, să o spele mașina. Jocul exploziv de-a spălatul mașinii s-a soldat cu avarierea serioasă a automobilului și cu o ușoară arsură pe fața mezinului. Mașina era înscrisă în circulație de doar 4 luni și proprietarul nu deținea o asigurare casco. Colegiul Național Ion Maiorescu, cel mai emblematic liceu în Giurgiu, a intrat în reabilitare acum 5 ani. După numai un an, lucrările au stagnat din lipsă de fonduri. După 3 ani s-a constituit Asociația Pro Maiorescu, care a mai făcut un pas important spre finalizare. Noua administrație locală caută acum soluții pentru redarea vechii clădiri procesului de învățământ. După 5 ani de așteptări și tentative nereușite ale autorităților, clădirea de patrimoniu a liceului Ion Maiorescu pare că intră serios în atenția noii administrații giurgiuvene, care caută soluții pentru reabilitarea fostei perle arhitectonice a orașului aflate acum în ruină. Din păcate, anul trecut am avut un semnal pozitiv de la Ministerul Învățământului că vom primi în jur de 29 de miliarde pentru continuarea lucrurilor la Maiorescu. Și de ce spun din păcate? Că rezultatul final, în loc de 29 de miliarde, a fost numai 2 miliarde. Lucrările au continuat însă până atâta cât timp ne-a permis în luna decembrie. Vreau să vă spun că începând cu acest an, deja s-a făcut o inventariere a lucrărilor rămase de executat și deja în luna aceasta, în ianuarie, la sfârșit, în prima ședință a Consiliului, vom introduce pe ordinea de zi preluarea de către primărie a lucrurilor care trebuie să făcute la Maiorescu. De ce? Am zis că noi, ca ordonator de credit principal pentru rezolvarea acestei probleme, am putea să ne zbatem mai mult pe toate căile, la toate ministerele, să obținem niște fonduri pentru continuarea lucrurilor și vrem chiar finalizarea liceului în prima parte a anului. Clădirea în care funcționa cu succes Colegiul Național Ion Maiorescu a devenit o ruină din anul 2007. Construcția liceului veche de mai bine de un secol a cedat, intrând în lucrări de renovare care, din lipsa fondurilor, au stagnat. Eforturile de implicare și mai ales financiare a giurgiuvenilor generoși, deși substanțiale, nu au fost suficiente. De aceea, demersul autorităților locale e de salutat. Punerea în valoare a diferitelor spații publice din municipiu ține de amplasarea mobilierului stradal sau de operele de artă. Statuile din municipiul Giurgiu își caută locul cel mai potrivit, pentru că nu toate sunt puse în evidență și nu sunt amplasate favorabil. Urmăriți un reportaj pe această temă. Diana Cuciuta este denumirea corectă a uneia dintre statuile amplasate în Giurgiu. Locuitorii, mai tineri sau mai vârstnici, cunoscând-o cu numele de Căprioara. Statuia a dat numele vecinătății în care a fost amplasată, undeva în zona autogar. Apoi, Diana, cu Căprioara ei cu tot, a fost reamplasată în mai multe locuri și nu demult reamplasată în rondul din vecinătatea autogării. Din fotografiile monografiilor orașului de epocă, Stâncescu Boldescu, le găsim în ce se numea pe vremea aia grădina centru, adică unde este turnul acum. Când am venit în Giurgiu în 80, erau în zona unde e pe vremea aia Casa de Cultură, era Mulgul Ilfovului, apoi teatru. Ulterior au fost montate în locurile care le vedem și astăzi. Diana este în piața, în scoarul din piața Gării, făcut sens giratoriu. Copia romană de secol 3 sau 4 a Dianei Cuciuta se află la Muzeul Louvre.
iar originalul realizat de greci nu se știe dacă mai există. Revenind însă la copia metalică de la Giurgiu, este de spus că amplasarea statuii păcătuiește mai ales datorită lipsei unui fundal adecvat. Apoi, în spațiul său de protecție au apărut noutăți care nu și-au locul acolo. Un soi de ornament de un chici evident și un postament pentru panouri publicitare, despre care nu se știe cum a obținut aviz pentru amplasare. Diana stă, după părerea mea, care nu o impunem noi, pe principiul răului celui mai mic, deci e mai bine decât era înainte. În raport de cum era înainte, este mai bine. În raport de ideal, nu. Se pot găsi soluții. Unde anume în clipa aceasta, nu vreau să dau o soluție. Trebuie o consultare cu un grup mai larg de oameni care se pricep, se pot găsi. Oricum, ele sunt ultimele relicve ale primelor statui de for public și trebuie păstrate și restaurate. O altă statuie veche de for public, care se păstrează la Giurgiu, are o soartă de-a dreptul vitregită. Este vorba de copia lui Apollo, originalul fiind la Vatican. Copia de la Giurgiu zace însă de ani de zile lângă fosta fabrică de bere, într-un scoarne îngrijit, devenit loc de întâlnire al maidanezilor și ades spațiu de depozitare a gunoaielor. Cea mai ieftină băutură răcoritoare, Braga, este pe cale de dispariție în România. Tradiția fabricării ei se păstrează numai în câteva orașe din sudul țării. La Giurgiu a mai rămas un singur Bragagiu, care își desfășoară activitatea în centrul orașului. Puțin știu că Braga este o băutură răcoritoare cu o tradiție de sute de ani, turcii și albanezii fiind cei mai mari iubitori ai acestei licori. Ei au adus-o și la noi, având mare succes, mai ales că era considerată băutura maselor, datorită prețului mic, accesibil pentru tot omul de rând. În zilele noastre au rămas foarte puțini cei care mai produc Braga. La Giurgiu păstrează tradiția cu pricepere harnicul Ristea Bogoevici, pe care îl putem vedea în piața centrală. Singurul Bragagiu moștenitor din părinții împăriți. Giurgiuveanul cu origini în Serbia produce bragă și halviță încă din anul 1990, având propriul laborator acasă. A moștenit rețeta de la tatăl său, însă când i se cere să o dezvăluie, refuză și vorbește în mare despre procesul prin care se obține această băutură. Băutură răcoritoare tradițională, natural, 100%, e un proces tehnologic deosebit. Sunt mai multe metode și procese tehnologice de a se face bragă. Eu îl fac Braga numai după procesul tehnologic care l-am moștenit de la tată. Numai din cereale natural, 100% și îndulcit cu foarte puțină miere sau zahăr. Bragagiul are clienți fideli care consumă în mod regulat această licoare. Consumați de mult Braga? Da. Vă place? Da. Foarte mult. De ce preferați Braga în loc de celelalte băuturi? Este mai natural. 100%. Am mai consumat, că e foarte bună, să știți. La domnul Bogoevici face braga bună. Și ieftină, și bună. Noi suntem mulțumiți de ea. Ne mai luăm și acasă în sticle. Una. E bună, e gustoasă și se reglează și stomacul. Pentru asta o iau. Ristea Bogoevici se plânge însă de prețul chiriei, care a crescut față de anul trecut cu peste 100 de lei. E o problemă cu spațiul locativ aici. Anul trecut plăteam 330 de lei pe lună și anul ăsta plătesc 448. Deci, într-un an de zile, 45 și cu 9, 54 de milioane trebuie să dau numai pe suprafața aceasta și fără prăvăriuță. Prăvăriuța este a mea făcută cu, respectând toate normele europene, cu dozator, cu frigider, cu lardă frigorifică și asta e situația. Din spusele micului afacerist, Braga începe să prindă și în rândul tinerilor giurgiuveni. De la chioșcul situat în piața centrală, un pahar cu Braga se poate cumpăra cu un leu. După zeci de ani de vechime, învățătorii și educatorii giurgiuveni trebuie să dovedească faptul că au studii superioare. Cei care nu au absolvit o facultate au termen la dispoziție 6 ani pentru a face acest lucru.
Aproape 200 de învățători și educatori din Giurgiu vor trebui să urmeze o facultate pentru a-și putea menține postul. Obligativitatea absolvirii unei instituții de învățământ superior a apărut la sfârșitul anului trecut, când s-a emis o ordonanță în acest sens. După zeci de ani de vechime, dascălii giurgiuveni vor trebui să dovedească faptul că au studii superioare dacă vor să profeseze în continuare. Cei care nu au absolvit o facultate au termen la dispoziție de 6 ani pentru a face acest lucru. Profesorul Ionel Trăistaru, liderul Sindicatului Cadrelor Didactice din Giurgiu, spune că nu este de acord cu prevederile acestei ordonanțe și că se vor face demersuri la nivelul federației la care este afiliat sindicatul pentru a obține unele reglementări în ceea ce privește aplicabilitatea acestei ordonanțe. Am primit de la federație această ordonanță, a fost transmisă în toate școlile, vom avea săptămâna viitoare ședință și vom discuta pe marginea această ordonanță. Noi nu suntem de acord cu această ordonanță și ministerul ar trebui să reglementeze totuși, începând, ca să spun așa, cei care vor intra în învățământ, să le dea posibilitatea să-și cunoască, adică atunci când intră în învățământ, să știe că trebuie să facă această facultate, să aibă această facultate la bază ca să poată să intre în învățământ. Mariana Nidele este învățătoare de mulți ani și, din fericire, are studiile necesare pentru a profesa la catedră, fără a mai fi nevoită să obțină o diplomă în următorii 6 ani. Referitor la această ordonanță, învățătoarea este de părere că un educator sau un învățător nu are nevoie de alte studii pentru a rămâne în continuare la catedră. Cei care nu au studii superioare sunt de regulă învățătorii care au vârsta de peste 50 de ani. Nu cred că e cazul să-i obligăm pe acești oameni. Chiar nu mai ținând cont, chiar și fără cursuri de formare, ținând cont numai de experiența la catedră. Aceasta oricând îți spune cuvântul. Cineva spunea și din somn, la 12 noaptea, dacă sunt trezită, eu știu ce să spun pe o anumită temă. Am atâta experiență încât știu exact ce trebuie să fac cu copiii mei. Temperaturile ușor ridicate din aceste zile au scos zeci de pescari din case. Deși capturile nu au fost impresionante, undițarii dau mai tot timpul târcoale pe cheiul Dunării. Apa crescută, frigul, dar mai ales vântul au descurajat dorința multora de a pescui. Dacă cei mai mulți au preferat să chibițeze, alții mai curajoși au băgat coada în apă la propriu. Împătimiții pescuitului au venit și astăzi la Dunăre. Condițiile favorabile pentru a da la pește în această dimineață au lipsit. Apa crescută a limitat locurile de instalare a undițelor. Pentru pescarii împătimiți, nici asta nu a reprezentat un impediment. Din pricina frigului, nici capturile și așa rare nu îi mai bucurau pe pescarii temerari. Ieri am fost la pește, a fost timpul frumos și s-a prins mai bine. Azi nu se mai poate intra, văd că a crescut apa și crește în continuare. Dar microbul e microb, n-ai ce să-i faci. Și cu toate astea ați venit, mă, ca să vă uitați? Să mă uit să văd dacă mai pot să intru, dar văd că deja apa e sus și nu se mai poate intra. Așteptăm acum zile frumoase să crească, să scadă iar și să prindem pește. Ieri s-a prins ceva? Am luat ieri, da. Am luat. Cât? Eu am avut 3 kg. Odată cu scoaterea primilor pești din apă, reținerile chibiților de pe margine au dispărut ca prin farmec și au dat buzna la portbagaje, hotărât să înceapă o partidă de pescuit în frig și cu picioarele în apă. Poliția locală la bilanț. Pentru această instituție, 2012 a fost un an plin de realizări, dar și de schimbări. Înființată cu scopul de a apăra drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei, poliția locală a ajuns în timp un stâlp al comunității. Bilanțul Poliției Locale Giurgiu pe anul 2012 a adunat la prezidiu toți șefii instituțiilor militarizate din județ. Directorul executiv, Lazar Ciobanu, a amintit toate realizările, dar și nevoile cu care se confruntă Poliția Locală, pe care le dorește rezolvate în 2013. Scopurile generale privind măsurile și acțiunile specifice au vizat asigurarea îndeplinirii la nivelul cerințelor, sarcinilor și atribuțiilor specifice conferite de lege, perfecționarea pregătirii continue a personalului, întărirea ordinii interioare și a disciplinii în rândul personalului, administrarea legală și eficientă a resurselor umane, financiare și materiale. Primarul Nicolae Barbu, dar și City Managerul orașului Emil Vucă, au ținut să participe la dezbaterea activității și rezultatele polițiștilor locali. Nicolae Barbu a subliniat cu această ocazie profesionalismul acestora pe mandatul său față de tendința către poliție politică din mandatul fostului primar. Mai era o parte care
aveau anumite atribuțiuni de urmărire, de a amenda pe cineva cu predilecție, pe altcineva cu prioritate. Lucrurile acestea le-am găsit în momentul în care am preluat funcția de primar. Am manifestat toată disponibilitatea de a scoate posturi la concurs, de a mări organigrama, și Consiliul Local a fost în asentimentul executivului, și de la 80 de persoane cât erau la preluarea mandatului, am format o structură de 120 de persoane. Inspectorul șef al Poliției Județene, Vasile Tache, i-a felicitat pe cei de la locală și a spus că între Poliția Națională și cea locală există o colaborare care nu se regăsește în altă parte. În același timp, a amintit că în niciun caz Poliția Locală nu trebuie să depășească limita de competență pe care o are. Nu vă supărați, trebuie să reglementăm această situație. Până unde merge competența Poliției Locale în vederea imobilizării unei persoane? Ce se întâmplă dacă o încătușați? Sunt lucruri care în legea 155 nu sunt foarte clar prevăzute. Și atunci noi avem datoria, în primul rând, v-am spus, să vă apărăm, că sunteți subordonații noștri și trebuie să reglementăm procedural aceste activități. Șeful jandarmilor, colonelul Tiberiu Demeter, și-a exprimat cu ocazia acestui bilanț încrederea pe care o are în cei de la locală. Odată cu asta, șeful inspectoratului de jandarmi îi așteaptă pe polițiștii locali să se perfecționeze în policonul de pregătire al jandarmilor, pe care urmează să-l îmbunătățească în 2013. Din nou, veste nu tocmai bună pentru șoferi. Aceștia vor plăti amenzi mai mari atunci când încalcă legea rutieră. Sancțiunile se vor majora cu circa 14%, acest lucru fiind un efect al creșterii salariului minim pe economie. Odată cu majorarea salariului minim pe economie de la 700 de lei la 800 de lei, se măresc și amenzile de circulație. Potrivit codului rutier aflat în vigoare, cuantumul punctului de amendă se stabilește automat în funcție de salariul minim brut pe economie. Autoritățile au anunțat că intenționează să majoreze salariul minim la 800 de lei, măsura urmând să fie discutată și cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional. Potrivit ministrului delegat pentru buget, Liviu Voina, măsura este deja cuprinsă și în bugetul pe 2013 și nu are de ce să nu fie acceptată de FMI. Un punct de amendă reprezintă, conform legislației în vigoare, 10% din salariul minim brut pe economie. Punctul de amendă va crește cu aproape 14%. Mai exact, va ajunge la valoarea de 80 de lei față de 70 de lei cât este în prezent. Edilul șef al municipiului Giurgiu a fost declarat primarul anului 2012. Evenimentul a avut loc la sediul primăriei, iar distincția a fost acordată de către un post de televiziune național. Edilul șef giurgiuvean Nicolae Barbu a primit titlul de primarul anului 2012 din partea unei televiziuni naționale. Evenimentul s-a petrecut astăzi în sala de consiliu a primăriei giurgiuvene. Noi vă conferim, iată, această diplomă de primar al anului 2012 pentru a vă obliga, domnule primar, să aveți grijă de destinele oamenilor din Giurgiu, pentru că aici, la Giurgiu, este o societate care merită mai mult. Vă mulțumesc și vă rog să aveți grijă de ea. Peste 3 ani ne întâlnim să vedem ce ați făcut. Și atunci vorbim și cu cetățenii. Hotărârea luată de colegii din respectiva televiziune a fost determinată de faptul că primarul giurgiuvean, după 6 luni de mandat, a reușit să pună în practică câteva importante puncte din platforma program prezentată alegătorilor în campania electorală din iunie 2012. Evenimentul i-a conferit primarului giurgiuvean posibilitatea de a aminti celor prezenți că niciun punct din platforma sa electorală nu va fi omis, fiecare dintre acestea însemnând alte probleme rezolvate pentru urbe. Dacă un punct din acel contract cu cetățenii nu este realizat în totalitate, eu nu candidez. Da. Biblioteca Județeană din Giurgiu se mândrește cu documente deosebit de importante pentru cultura românească. Este singura instituție din România care deține integrala manuscriselor Dimitrie Cantemir. Integrala manuscriselor Cantemir este o donație făcută de Federația Rusă României pe vremea când domnul Vladimir Putin era președinte al Federației, dar și în perioada când a devenit prim-ministru. Acesta, acceptând ca marele cercetător român Constantin Barbu
să studieze timp de 20 de ani în arhivele din Sankt Petersburg și Moscova întreaga documentație privitoare la manuscrisele Cantemir. Cele 25 de volume au fost donate de Federația Rusă Statului Român, însă acesta nu a alocat fonduri pentru tipărirea lor. Din punct de vedere financiar, proiectul a fost susținut de Fundația Culturală Tudor, care a jucat rolul statului român. După ce a reprodus documentele, fundația le-a donat bibliotecii din Giurgiu. Iată că a izbutit să-l aducă acasă pe marele Dimitrie Cantemir, acest fenomen cultural european devenit deja fenomen cultural mondial, dar și un fenomen politic. Integrala manuscriselor Dimitrie Cantemir a intrat în posesia Bibliotecii Județene Ia Basarabescu la sfârșitul anului 2012, în cadrul unui eveniment organizat de Academia Română în capitală. Am avut uriașa onoare și privilegiul de a fi singurul director de bibliotecă județeană din România, invitat de Academia Română și de Federația Rusă la acest moment cultural de excepție. Biblioteca din Giurgiu este singura instituție de cultură din țară care deține manuscrisele lui Dimitrie Cantemir. Cele 25 de volume sunt păstrate în fondul special al bibliotecii. Joc amical între handbalistele de la Nova Force și junioarele unui colegiu din capitală. Deși a fost o partidă de pregătire, giurgiuvencele și-au luat treaba în serios și au controlat tot meciul. Joi 17 ianuarie, fetele de la CS Nova Force au disputat un meci amical contra junioarelor Colegiului Tehnic Media din capitală. Fetele antrenate de Virgil Georgescu au luat foarte în serios această partidă pe care au controlat-o din prima până în ultima secundă. În pauza meciului, antrenorul fetelor de la CS Nova Force a vorbit despre programul jucătoarelor sale, atât pentru Divizia A, cât și pentru Junioare 1. Astăzi avem un meci de pregătire cu o echipă de Junioare 1, se numește Colegiul Tehnic Media București. Mâine dimineață plecăm spre Timișoara, unde vom juca 3 meciuri cu echipe de Divizia. Ar mai fi un meci de pregătire miercurea viitoare la Pitești, tot cu echipa de Divizia, iar apoi în linie dreaptă către începutul campionatului, care este 3 februarie, meci de plasare, Divizia cu Plopeni. Le urăm multă baftă fetelor și sperăm la cât mai multe rezultate pozitive. Am ajuns la final și încheiem jurnalul cu pastila zilei. De fapt, avem meteo acum. Bine v-am găsit! Vremea începe să se răcească și se vor semnala ploi în aproape toată țara. Și în zona de sud a țării, norările se accentuează și va ploua. Vor fi condiții de formare a poleiului. Joi noapte la Giurgiu se vor înregistra 3 grade Celsius, la fel ca la Ghimpați, Comana și Hotarele, în timp ce la izvoarele Mihăilești și Bolintin se vor înregistra 2 grade Celsius. Chiar dacă mai scad temperaturile, vremea se menține caldă pentru această perioadă. Vineri la Giurgiu vor fi 6 grade Celsius, la izvoarele 3, la Comana 5, iar la Ghimpați și Hotarele se vor înregistra 7 grade Celsius. La Mihăilești vom avea 1 grad, iar la Bolintin 2 grade Celsius. Acestea au fost informațiile despre vreme. Sunt Florentina și vă spun la revedere! Avem acum pastila zilei. Federația Rusă a fost generoasă cu noi. Frații de la Răsărit ne-au înapoiat nu tezaurul, ci manuscrisele lui Dimitrie Cantemir. Nu chiar originalele, ci doar niște copii. Parcă am mai citit asta în Pravda.
Cetățeanul Ivan Ivanovici a câștigat o Volga la loterie. Marți apare retractarea. Nu era o Volgă, ci o bicicletă. Și n-a câștigat-o, ci s-a furat. Doamnelor și domnilor, știrile TV Giurgiu se încheie aici. Rămâneți alături de noi, urmează o ediție specială despre furnizarea agentului termic în Giurgiu și facturile la încălzire. Iar apoi, după ediție, Gelu Brebenel vă așteaptă la emisiunea Giurgiu înainte de toate. Tema: piața imobiliară națională și locală, istoricul, prezentul, tendințele și perspectivele. Invitat un specialist în domeniu, domnul Petrișor Puiu, agent imobiliar. Eu sunt Nicoleta Pană și vă doresc numai bine!